Prima ediție a balului seniorilor din educație și cultură va fi organizată pe 17 ianuarie 2020 și va fi urmată de alte acțiuni sprijinite de Consiliul Județean Vâlcea, printre acestea numărându-se concursurile de debate și meditații gratuite din partea profesorilor pensionari ai asociației. Cel mai important este că în luna ianuarie, pe 17, și n-aș vrea cineva să fie răutăcios să facă o asociere cu ziua mea de naștere, așa s-a nimerit. Atunci este momentul. Pe data de 17 la Vâlcea vom organiza prima ediție a Balului Seniorilor din Educație și Cultură. Va fi prima ediție pe care noi, Consiliul Județean, o vom organiza pentru cei care au dat atât de mult generațiilor din județul nostru. Seniorii din cultură și educație, făuritorii de destine, de caractere și de oameni, aș spune, merită aprecierea noastră și pe 17 ianuarie vom avea balul seniorilor din educație la Râmnicu Vâlcea. Vom mai avea și alte programe alături de Asociația Seniorilor din Cultură și Educație și vă spun ceva absolut inedit, vom avea un concurs de debate, dezbateri între licee. Și de asemenea, tot împreună cu Asociația Seniorilor vom organiza acele dezbateri despre carieră cu tinerii din județul Vâlcea. Cine să-i cunoască mai bine pe tineri decât cei care au învățat carte? Și vom avea într-un format absolut modern, așa cum le place tinerilor, o serie de întâlniri în care vom discuta despre cariere și despre cum ar trebui să pornească și să-și fundamenteze cariera. Totodată, un lucru absolut remarcabil și le mulțumesc din suflet. Mă bazez aici și pe inspectoratul școlar, sper că ne va sprijini și sunt convins că va face acest lucru. Profesorii pensionari din Asociația Seniorilor din Cultură și Educație s-au oferit să facă meditații gratuite cu elevi și tineri aflați într-o situație materială mai grea și care nu își pot permite aceste meditații. Și vom începe meditații la discipline pe care urmează să le stabilim, meditații gratuite pe care le va face Asociația Seniorilor din Cultură și din Educație și le mulțumesc încă o dată foarte mult. Acțiunile în care vor fi implicați elevii vâlceni sunt susținute și de Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea.